Vă salut, dragi prieteni! Haideți să facem un videoclip foarte scurt, pentru că vreau un comentariu, părerea dumneavoastră despre ceea ce o să vă spun. Ce părere ați avea voi dacă eu v-aș spune că în sarea voastră de bucătărie pe care o mâncați voi și pe care probabil am mâncat-o și eu cândva, există o travă de șobolani? Poate vă vine să râdeți, nu? Haideți să vă spun cum s-a întâmplat. Întâmplător, mă uit pe cutia de sare de bucătărie acolo și văd E536. Băi, ce-o mai fi și asta, mă? Ia să vedem noi despre ce este vorba, toxicitate și așa mai departe. Intru pe un site arhicunoscut pe care toată lumea îl consultă atunci când vrea să afle lucruri noi și ce găsesc acolo? E536, ferocianură de potasiu, antiaglomerant, și că sare neutră. Intru la toxicitate și ce credeți că spune la toxicitate? Ferocianura de potasiu în sine este foarte toxică pentru organismul uman. Este extrem de toxică pentru mediile apoase și doza letală pentru șobolani este de 6,4 grame. Adică un șobolan are nevoie de 3 grame din această substanță ca să moară. Păi și dacă asta e o travă de șobolan, ce căutăm în sarea noastră de bucătărie? Acum, bineînțeles, probabil cantitățile sunt neglijabile, nu știu ce ar fi acolo, dar s-o acumula în organism, s-o acumula, nu vreau să intru în teoria conspirației sau ceva de genul ăsta. Dar haideți să vă mai spun încă ceva. Sap mai adânc, mai mult. Și văd că derivatul la ferocianura asta de potasiu, dacă ar fi supusă unei temperaturi de 100 de grade, și ar mai veni și în contact cu un acid, s-ar transforma în cianură de potasiu. Care cianura de potasiu ar fi vestita otrava aceea care o preferau diferiți spioni. Adică ce să mai... Imediat. O enecă. Cum să transport tu de sarea de bucătărie ferocianura de potasiu în cianura de potasiu, substanța asta extrem de toxică. Bine, stau și să mă gândesc, hai că la 100 de grade o ridici cumva, că o pui în ciorbă. Pui în ciorbă, ciorba fierbe, îți duce la 100 de grade. Da, acid, cum, dar nu pui acid în ciorbă. Acum stau și mă gândesc, dacă am drege ciorba cu oțet, cu acid acetic sau cu acid citric sau chiar și borșul, că și ăla e un acid, o avea vreun efect? Nu știu. Ia în comentarii acolo, spuneți-mi și mie părerea dumneavoastră, documentați-vă și voi și vedeți despre ce este vorba. Iar dacă vreți să vedeți un videoclip mai amplu, căutați în materialele mele vechi și vedeți titlul O travă din bucătărie. Acum, cine știe? Eu mă abțin, dar aștept și părerile voastre. Până la următorul material, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!